Edward Carnell, în cartea sa Christian Commitment, făcea următoarea afirmație. Dumnezeu nu se îndeamnă niciodată să fie bun. Putem spune că această afirmație este un trism, adică e de la sine înțeles. Dumnezeu este bun, asta este natura lui care înclină în mod inerent spre bine și dreptate. Scriptura ne spune în același timp că El este și lumină. Și în el nu există deloc întuneric. Astfel, nu trebuie să îi se reamintească despre datoria, responsabilitățile lui de Zeu, de Dumnezeu. Când o persoană este bună de la rădăcina, bunătatea va crește ca fructul pe un pom. Având această idee în mintea noastră, haideți să ne uităm în capitolul 5 din Galateni. Și ce înțelegem de aici este următorul lucru. Galaten 5, împreună cu întreg Noul Testament, ne amintește în mod continuu de natura noastră care este rea. De faptul că suntem decăzuți din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu se îndeamnă pe sine să fie bun, pentru că El în mod fundamental este bun, însă El nu obosește să ne îndemne pe noi să fim drepți și buni. De ce? Pentru că noi nu ne naștem buni. Nu ne naștem cu înclinația spre bine, așa cum consideră umanismul secular, ci ne naștem cu o stare spirituală depravată, înclinată să facă rău. Și atunci, într-adevăr, viața de credință este o viață foarte grea. Iar în acest context vine versetul 14. Da. Și nu trebuie să descurajăm, pentru că de aceea Apostolul Pavel ne îndeamnă în continuare. umblați prin Duhul și nu veți împlini nici de cum pofta firii. Atunci când viața de credință pare prea grea, trebuie să ne reamintim că noi nu am fost chemați să o trăim prin noi înșine, ci trebuie să o trăim prin Duhul. Vreau să privim împreună, deci, spre importanța, spre implicația și spre aplicația acestei idei de a umbla prin Duhul. Deci, ce înseamnă să ombli prin Duhul? Apoi, de ce este crucial să umbli prin Duhul? Și, în mod practic, cum putem să umblăm prin Duhul? În primul rând, ce înseamnă să umbli prin Duhul? Privind în textul din Galateni 5, putem să observăm două imagini care ne ajută să înțelegem semnificația umblării prin Duhul. Prima este în versetul 18 din capitolul 5, unde este scris că dacă suntem călăuziți de Duhul, nu suntem sub lege. Apostolul Pavel nu ne spune aici dacă urmați pe Duhul, nu sunteți sub lege, ci el folosește un pasiv, da un verb la diateză pasivă, dacă suntem călăuziți de Duhul. Apostolul Pavel dorește să sublinieze nu lucrarea noastră, ci lucrarea Duhului. Să ne spună că este lucrarea Duhului Sfânt, ci nu este lucrarea noastră. Prin această imagine. Duhul Sfânt nu este un lider pe care trebuie să-l urmăm, ce mai degrabă este locomotiva care trage vagoanele. Noi nu îl urmăm prin propriile noastre puteri, ci suntem conduși prin puterea Lui. Astfel, a umbla prin Duhul înseamnă, în primul rând, să rămâi atașat, legat de sursa divină de putere și să mergi oriunde te duce El. A doua imagine a modului în care umplăm prin Duhul este în versetul 22. Dar unde este scris că rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Dacă a fi creștin înseamnă să umblăm în dragoste, bucurie, pace, atunci a umbla prin Duhul trebuie să însemne a da roadele Duhului. Dar din nou, aici este subliniată lucrarea Duhului, nu lucrarea noastră. El dă aceste roade. Această idee o putem regăsi și în învățătura lui Isus. Și dacă citim capitolul 15 din Evanghelia după Ioan, observăm că Domnul Iisus spune Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așa cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți lădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aducem mult rod. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Astfel, a umbla prin Duhul mai înseamnă să rămâi în viață. A Păstrează-te unit cu Hristosul cel viu. Nu te, nu te, rupe de la izvorul Duhului. Deci câteva posibile răspunsuri pentru prima noastră întrebare. Ce înseamnă să umbli prin Duhul? Ar fi acestea. Să fii călăuzit de Duhul și să aduci roada Duhului. Iar în tot acest tablou este subliniată nu lucrarea noastră, ci lucrarea Duhului Sfânt. Dar această lucrare este însoțită din imperativul, din dreptul fiecăruia dintre noi de a umbla prin Duhul. Și atunci ne îndreptăm atenția spre următoarea întrebare. De ce este crucial să umbli prin Duhul? Ei bine, textul din Galateni, uh, capitolul 5, ne oferă două motive. În versetul 16 și în versetul 18. În versetul 16 din capitolul 5 din epistola către Galateni, se spune că dacă umblăm prin Duhul, nu vom mai împlini Poftele firii. De-un demn de observat aici este că nu e vorba de o poruncă, ci este o promisiune. Dar primul motiv pentru care ar trebui să umblăm prin Duhul este acela că atunci când facem, când facem asta, dorințele firii noastre păcătoase sunt înfrânte. În Însă ce este această fire care are dorințe? În limbajul paulin putem observa cum de cele mai multe ori, deși nu întotdeauna, nu se referă doar la partea fizică a noastră. Pavel nu consideră trupul, corpul ca fiind rău în sine. Ci firea reprezintă egoul care simte un gol și folosește oricare altă resursă în afară de Dumnezeu pentru a umple acel spațiu. La satisfacția dorinței de a fi fericit fără Dumnezeu. Observați versetul 24 din capitolul nostru unde Apostolul Pavel scrie că cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Iar acum, haideți să comparăm cu Galateni, capitolul 2, versetul 20, unde Apostolul Pavel scrie că am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În ambele versete este folosit același cuvânt în greacă, dar sarx. Iar traducerea este una bună, deoarece traductologii au făcut diferența de nuanță a aceluiași termen. În galaten 2 cu 20, cuvântul pentru trup, care este același și pentru fire, sarx, se referă la un trup ordinar, dar la un corp biologic, care nu este în sine rău. Trăiesc acum în trup, spune Apostolul Pavel. Însă subtilitatea este aceasta în Galateni, în capitolul 5, cu 24, firea este crucificată. în Galateni 2, cu 20, eu sunt crucificat. Dar firea reprezintă expresia Euului sau ego-ului. Și dacă privim mai atent la versetul 20 din capitolul 2, de vreme ce vechiul ego este răstignit, îi vine un nou eu trăiește. Dar acest nou eu nu trăiește prin el însuși, și spune Apostol Pavel prin credință. Inima noi ființe este credința. Iar viața pe care o trăiesc acum într-o, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.